30, te salut! Sunt aici la pădure, sunt într-un loc retras. Drumul este undeva acolo la 150 de metri. Doar ce am mâncat, am făcut și un live. Dacă vrei să vezi mai multe, trebuie să cauți probabil ultimul live din pădure, ceva de genul. Și o să vezi mai multe lucruri acolo. Ideea este că au fost dezbătute niște subiecte care mi-ar plăcea să ți le împărtășesc și ție. Numai un pic, te rog. Prietenii mei, aș putea spune, de pe grupul de WhatsApp. Îmi place foarte mult atitudinea lor. Servus, Florin, acum am terminat live-ul, după cum bine ai văzut. Îți mulțumesc frumos încă o dată pentru donație. Mă apuc să strâng și filmez în același timp. Și beau și o cafea și mai și fumez o țigară. Live acum. Ok, stop. Hai să băgăm o pipă. Am vorbit un pic despre introducerea tahografului pe 3,5 tone, dacă sunt sau nu de acord cu el. Eu de mult strig că da, eu sunt de acord cu 3,5 tone. Eu, ca și șofer, da, sunt de acord cu introducerea tahografului pe 3,5 tone. Eu, ca și proprietar de afacere, nu sunt de acord cu introducerea tahografului de 3,5 tone. De ce? Pentru că pierd bani. Eu nu sunt proprietar de afacere, dar dacă aș fi, da, nu aș fi de acord. Mi s-a părut că se aude gol. De ce sunt de acord cu introducerea acestui aparat pe mașinile de 3,5 tone? Pentru că sunt prea mulți oameni care nu înțeleg că trebuie să se oprească, să doarmă, să mănânce, să-și facă nevoile. Înțelegi ce zic? Sunt prea mulți dispeceri care nu înțeleg că șoferul este obosit. De ce? Pentru că ei nu au fost plecați în cursă. Ei nu știu ce înseamnă o cursă. Chiar și o săptămână de tur-retur le-ar prinde bine. Atestatul ăla și eu pot să-l iau de dispecer. Dar am fost plecat. Știu când trebuie să-l pun pe șofer să meargă și știu când trebuie să-l sun pe șofer și să-i zic: Vasile, ești nebun? Oprește-te. Acum. Nu, că mai pot să... Nu, acum te oprești. Este super simplu. Ce lezne de... Atât. Ideea care este că am mai spus chestia asta. Nu aș limita viteza la 3,5 tone. De ce? Pentru că marfa ar trebui cât de cât să ajungă mai rapid. În schimb, programul de somn, da, l-aș face ca la camioane. De ce? Pentru că și cel care conduce un camion și cel care conduce o mașină de categoria B este tot un om. Aș mai introduce atestatele de marfă la cei cu 3,5 tone. De ce? Simplu. Pentru că mașina de 3,5 tone care are marfă pe ea nu este ca și mașina mică. Ce ciudat a ieșit cu apă minerală cafeaua. Aș introduce acele atestate ca tu, șofer de 3,5 tone, să poți să înțelegi ce înseamnă în primul și în primul rând responsabilitatea. Ce înseamnă marfă înaltă, ce înseamnă marfă grea, ce înseamnă marfă periculoasă, cum te poți da cu mașina când este marfă înaltă, unde o așezi. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri. În schimb, ce nu aș da la 3,5 tone este ADR-ul. Căratul de mărfuri periculoase.
nu l-aș da. Decât unui curs separat. Deci separat și mult, mult povestit pe chestia asta și pus în practică. De ce? Morfurile astea sunt fel de fel de morfuri, nici nu poți să-ți dai seama, nici eu cred că nu le pot cuprinde cu mintea pe toate. Bei prea multă cafea și fumezi cam mult, auzi? Vezi-ți de treaba ta. Așa, să luăm ăsta. Dacă doar ce ți-ai luat permisul, nu îți recomand să mergi în extern pe 3,5 tone, nici măcar pe tur-retur, pentru că nu știi despre ce e vorba. În Germania, dacă te vede cu butelia asta, fără capac aici, îți dă amendă. Am experimentat asta și trebuie să-ți spun și ție. Rămâi și fă în orașul tău puțină experiență pe 3,5 tone. Am zis tot timpul că ai nevoie de experiență. Să înțelegi care e treaba cu mașina. De ce se mișcă așa? De ce nu se mișcă invers? De ce când tragi de volan brusc te poți răsturna? Sunt foarte multe lucruri care poate să ți le explice 10.000 de oameni. Tu nu o să le înțelegi. Știi când o să le înțelegi? Când tragi tu de volan într-o curbă pe autostradă pe Germania și ai uitat că trebuie să ieși și te-ai uitat repede la GPS și ți-o zis: hai la stânga, Vasile, și tu faci, plai la dreapta, Vasile, și tu faci la dreapta. Și ai uitat că ai încărcătură, te-ai speriat, te-ai panicat și riști să dai peste cineva. Poate că nu dai peste nimeni deocamdată, dar o să vezi cum tu tragi dreapta de volan și mașina, în loc să-ți facă dreapta, ea se duce așa. Și tu nu o să înțelegi. Ce dracu a pățit, mă, s-a stricat mașina? Nu, 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 s-a stricat creierul. Uneori o să crezi poate că vorbesc prostii și vorbesc prea mult. Eu îți vorbesc din experiența mea, nu din ce am văzut sau auzit la alții. Și este bine ca tu să știi toate lucrurile astea. Eu nu le-am știut, eu le-am experimentat singur. Ce m-am mai uitat la camionagii? La ei m-am mai uitat, dar n-am văzut de 3 jumate, n-am văzut nimic. Și am zis: bă, frate, nimeni n-a făcut treaba asta? Păi nu! Păi las că fac eu! Și ghiși ce? Chiar am făcut. Da, deci tahograful este important. Sunt foarte mulți copii care mor. Sunt foarte mulți oameni care mor aiurea. Ăsta era aici oare? Cred că. Tot felul de gângănii din asta. Nu știu unde a venit. Un loc foarte liniștit aici, aș putea spune. Trebuie să luăm și cafea. Ăsta unde e dopul ăsta? Unde l-am pus? Nu, Vasile. Ah, aici. Așa. Așa. Să nu lași chestii să-ți umble pe aici, pe jos sau pe scaune. De ce? Pentru că îți distrag atenția. Dacă frânezi, cade sticla de cola, de ce vrei tu. Și nu vrei să cadă și nu mai frânezi. Și dai peste ăla, îți spune Valentin din propria experiență. N-am dat peste nimeni, dar îți dai seama că eram să dau. Se întâmplă foarte multe lucruri, plecați, uite, cei care sunt afară, vă rog eu frumos, o chestie foarte importantă, la care eu chiar țin. Nu-l mai întreba pe colegul tău ce marfă duce, pentru că nu e treaba ta. Cum nici treaba lui nu este
să știe ce marfă duci tu. Bă, deci cafeaua asta e senzațională, mă, și cu apă minerală iese bine. Super. Și tot mai trecut odată încolo. Ai drumul e aici. Dacă tot vă găsiți pe afară, povestiți între voi. Pentru că e mult mai ok, vă trece timpul mai repede, poate că aveți același drum. Știi cum zic? E important să vă ajutați. Ajutați pe cei care sunt în dificultate. N-are importanță ce nație este. Aici nu mai e vorba de nație. Aici este vorba de colegi. Da? Deci de colegi. Dani l-a ajutat pe un tip polonez. Nu știu, nu mai țin minte cu ce, în sfârșit. Sau polonezul? Nu, polonezul l-a ajutat pe Dani, da. Nu știu cu ce problemă. Și știi ce a zis polonezul după ce l-a ajutat pe Dani? Zice, nu-i trebuie nimic și asta firește. Dar, dacă vede un polonez, să oprească și să îl ajute. De ce polonezii sunt foarte uniți și noi suntem atât de răi? Explicați-mi. Ai văzut foarte bine, eu l-am tractat pe tipul ăla pe autostradă. Nu mi-a trebuit nimic, era noapte, i s-o spar motorul acolo. Deci dacă venea poliția pe Ungaria și îl găsea acolo cu balta aia de ulei, nici nu vreau să-ți spun ce amendă își lua. Nici nu vreau să-ți spun. Șeful lui era în spate, pe Austria, pe undeva. O veni și el după aia la un moment dat. Dar nu am cerut nimic și nu am primit nimic. Nici n-am avut așteptări. De ce? Pentru că mi se poate întâmpla și mie. Și poate că cineva mă va ajuta. Știi cum e treaba asta cu șoferia, mai ales pe extern? Este... Sunt reguli de bun simț. Dacă ai cei 38 de ani de acasă, sau 43, sau 29, e perfect. Dacă nu-i ai, du-te manipulant la Penny Market.